Я до цим воїн не стрикю, що сів. Фільмець під інший, да. Фільмець під інший, да. Aici e la Bălț, la curte de apel Bălț. Am să-ți vă arătăm un caz foarte interesant la curte de apel Bălț. E că este Bandiuganu, este băgșit de banii mei cu spânul, cu deputații de la PAS. Am să-ți vă arătăm. Eu vă arăt scrisorile, răspunsurile tot. E să conduce amuia cum rău de Bălț. E că tăi. El ce cap? Nu știu aici. E că este, da. Participare în calitate de intervenit accesorii, serele Neola Auto, serele MAF Prim, serele Transpon, distribuiți curte de apel Bălț. Și de zis prezent cel nouă Tatiana, cea instanță, vreau să anunț instanța că sunt un nou reprezentant, fiindcă precedentul a demisionat din funcție și prezent procurorul. Olar Maria. Societatea civilă, da. Filmăm la cererea depusă de Cernov Tatiana. Este, cererea este depusă. Este cererea. Distribuiți cazul, e foarte interesant, am să vă arăt tot. La primărie, să ne ducem să vă arătăm cum lumea n-are acces. E că datorită lui banditul ăsta de roșcă, care e legat, am ucoșalul de la PAS, deputatul de la PAS. Am să vă arăt cum MRU funcționează și răspunsul de la MRU. Din numele lui, răspunsul din numele lui Spânu. Eu am să vă arăt acum și tot cu acte. Bandiuganu este care au acaparat 3 hectare de pământ și nu încape, nu dă acces la alți oameni. Este contract de vânzare, cumpărare, este tot. Să ascunde, care frică. Suntem în instanță. Asta e primăria, din mijloc, asta e primăria. Avocatul și aici care se ascunde după telefon. Bandiuganu. Aici stai cu pasul la putere, de ce faci la Bălț, eu să vă arăt. Marcoci, deputatul Marcoci. El e la putere acum. Aici stai de pe degeaba la mrăvole, de unde a fost. E foarte putred sistem. Și aici care unii de tot putred la Bălț, aici e grav. Corect, n-a luat de lumea. Oricum a salvat de lumea. El nu are nimic, nici o atribuție aici. Eroule, arată fața, eroule.
El era și în bandă la Plăhătniuc și amuia e în bandă la Pas. Da, a remutat de banditele și au depozitat toată lumea la Bălți, au făcut ce-au vrut, cu Renata Usată, cu primărie împreună de la Bălți. La Bălți, da, sunt la Bălți, la curte de apel. Fălcile se văd oricum, lumea scrie cu fălcile se văd. Reprezentantul primăriei. Uitați-vă ce face primăria, cum ține grijă. O să vedem în continuare. Sunt ședințe și nu vreau să fac gălăgie, să nu mă elimine, să vedeți tătă. Asta e reprezentantul primăriei de la Bălți. Este. Să ascunde Bandiuganu, că ăsta e bandit. Ăsta e bandit, să iei cu dânsul mai mult decât tăți. Să nu dai tu acces la om, să nu dai acces. Asta e primărie, oameni buni. Juristul care a fost până acum reprezentat juristul era lui Marchel, nepotul al lui Popa Marchel de la Nord, care conduce toată mafia. Acum s-a dus din lucru. Ședința trecută era, dar ședința asta noi, e nou reprezentant de la primărie. S-a cerut actele în original. Și iată, după ce s-a cerut actele în original, acela s-a dus de la lucru. Gata, noi s-a ofalnit. Deoarece nu are nic, firma e trecută pe copiii și caută el și el e ca și mine. Înțelegeți? El e ca și mine, fără drepturi. Dar el s-a așezat lângă reprezentantul primăriei. Are măcar procură. Дискуссии через ряда тем.
domnule acum indicați, fac completul de judecată se anunță pentru dumneavoastră. Judecătorii Ciobanu, Gargu, Stănilă, Grefier, Burlacu participă traslatorii în arătare. Recuzere, nu am recuzere, în altă instanță, dar vreau să consider că trebuie procură anexată de la Consiliu, pentru că noi suntem părâți pe dosar. Consiliul e părâți, împreună cu primăriul. Și acolo se contestă decizia Consiliului, da. Da, n-am recuzere. Așa, se pune în locul decizie referire la autorizarea de video pe Facebook. Pe Facebook, probabil al lui Maria Olari, care a fost solicitată de către părțile în proces Cernov Tatiana și Cernov Vladimir. Dacă nu sunt din partea părților, careva obiecții, ascultăm. Da, eu consider că este, da, este un temei legal și privire legislată și urmează a fi permis, fiindcă e vorba de ce? Principiul legalității și publicității. Nu de acord în nu există un acord. Da, nu cred că este necesar să fie. Este necesar să fie. Să o fotografiem. Noi am spus așa să început. Israel e fără așteptat examinarea civilii. Da, asta e. Și nu mai solicitați și acord. Păi așteptați din tăiciere să examineți și pasă să știți dacă aveți acord. Nu știu cum să nu sunt de voi. Da. Care făcut noi, dacă 10 noapte, Diana și Cerul Carin, privire la autorizarea registrării video, prezentat cu Maria Olari, așa din țări judecat pe comezate. Ok, dezvă rog. Eu mă duc din protestez. Da, da, mă duc. La revedere și sănătate. Dați încheierea în scris și noi să o atacăm. Da. Asta curte de pe-l bălți, oameni buni, acum eu nu protestez. Le protestez afară, pentru că trebuie de protestat, nu trebuie de lăsat așa, să ne calce în picioare ei, cum știu ei, înțelegeți? Să ei să ne calce în picioare, să nu dăm voi un drept fundamental, dreptul la ședința publică. Ședința publică merge, drept, merge de primărie, oameni buni. Primăria a închis accesul, Consiliul Municipal Bălți, a închis accesul la domnii, care nu pot ieși de pe teritoriu. Noi să ne ducem să vă arătăm și acolo. Jos, bandiților! Nu vreți filmați la Chișinău, noi filmăm tot. Aici nu se poate, oameni buni. Jos, bandiților, tălharilor! Nu vă place filmările. Aici merge vorba de primărie municipiului Bălți. Noi să ne ducem și la primărie și am să vă arătăm. Ne ducem la fața locului să vă arătăm, oameni buni, cum omul a cumpărat o bucată de teren cu afaceri și nu are drum, n-are cale de acces. Voi n-aveți idei și de grav asta. O fabricat dosarul în așa hal. Vedeți că acolo e reprezentantul primăriei cu Roșca împreună. Aici Roșca, care a ținut telefonul veșnic închis, aici Roșca a furat de la oameni 3 hectare, cum erau ATB-ul pe vremea Soiuzului. ATB, acolo unde a fost un câr de mașini, un câr de lucrători, care au rămas fără nimic și s-au făcut asociații, pe urmă s-au dus în insolvență, acum e ficiorsul la conducere, dar ei sunt legați cu, v-am spus, cu deputatul de la PAS, cum e familia, că mă și l-am pomenit și l-am uitat amuia. Marcoci, deputatul de la PAS, care pune toată plitca în Bălți, el a câștigat. Deputatul de la PAS a câștigat toată plitca s-o pui pe trotuar în Bălți. Oameni buni, distribuiți! E foarte gravă situația, e foarte gravă situația la Bălți. Trebuie de rupt nordul. Ludmila acum face la Râșcani ședința, era la fel, publică. Nu! Godorogea îi spune închide telefonul. Nu se poate. Și Godorogea nu poate să apuce să-i ducă Ludmila ședința pentru că el este victimă. Și uitați-vă și îi spune pe alt dosar victimă. Odată și tu ai devenit victimă. Tu nu te poți atinge din niciun dosar. Ce am făcut eu? Schema mea. 9 judecători victime. Ei nu se pot atinge dosarul meu. Dar e Caterina Buzu de la Orhei, oricum eu a făcut ce-o vrut pentru că este Severin, care e șina de cununie a lui Musteață. Musteață, câte fin de cununie ai prin, sau nănașa sau fina de cununie? Severin Viorica de la Orhei, oameni buni. Lipădături de judecători.
îi putred! Îi putred sistemul la judecătorie! Nu vă uitați la filmările care Grigorciuc strigă la Litvinenko, ștăți, puneți clas! Grigorciuc e o sculă sistemului lui Stoianoglu! Aici sunt mafioți mari care se bat! Stoianoglu e cu Dodon! Stoianoglu este cu Dodon! Ei toți se duc în partide și vin împotriva poporului. Partidele, ei sunt niște sectanți care se grămădesc în secte și nimeni nu știe pe cine e acolo. Maia Sandu ne-a promis ca să-i treacă prin sită, dar el le-a dat drumul prin dârmoi, oameni buni, le-a dat drumul prin dârmoi. Jos mafia din instituțiile statului! 400 de judecători fac din noi și vor. Nu-ți dă cale de acces. Cum să cumperi un business și să n-ai cale de acces? Nu există. Uniunea Europeană, uitați-vă că la voi nu există. Sunt călcați drepturile la oameni, mai ales să violați domiciliu, să le violați dreptul la teren, cum se întâmplă la Don Dușene acolo, cu Lilia Ispravnic, cu Svetlana Oloi. Sunt niște cazuri foarte grave, cum îi se încalcă Ludmilei la Râșcani. Lipădătura de Gurițanu Viorica, care este executoare. E, decide executoriu. E și vrat de la oamenii ăștia. Le-a luat tăt și mașină și pământuri, le vinde. Fără licitații, vinde pământuri, le face deodată contract de vânzare cu cumpărare. Noi vrem actele să vedem cine a vândut și cine a cumpărat. Cum ați putut vinde terenurile fără licitație? E fără licitație, e spune și la mașină. Am să vând cum am să vreau și am să fac ce am să vreau. Înțelegeți ori nu? Lupta e mare, sistemul e putred. A cui mașinica asta roșie? A cărui judecător, oameni buni? A, uitați-vă, asta roșie, a cărui judecător? Cum un judecător își poate permite de ultimul model mașinică? Nu îmblă e în tineri și... Judecători, judecătoare, acuie, ca lor sunt primele mașini aici, lângă scări, vedeți? Scările și mașinile, lângă scări, oameni buni. Ei au parcare, la parcare pentru invalizi. A, uitați-vă, parcare e pentru invalizi, ei încalcă. Ei se parchează cum vor, înțelegeți? Pentru că pe dânsă nu-i doare, ei au dreptate, au tot ce vor. De atâta nu vă uitați la Grigorciuc. Grigorciuc e o sculă de-a lui Dodon, de-a lui Voronin, de-a lui toți criminalii. Grigorciuc e scula lor. Nu vă uitați. Cum o pătruns? Dați-vă întrebarea. Cum o pătruns Grigorciuc la Consiliul Superior a Procurorilor? Cum? Să-i dăie voie să filmeze? Că nu ni se dă voie nicăieri să filmeze. Categoric să ni se interzice. Dar lui Grigorciuc i-a dat voie să-l filmeze. Pe ministru să-l calce, că el l-a bătut pe sârbu dacă a vrut. Dacă a vrut, eu i-am spus lui Grigorciuc, nu poți bate, ei sunt funcționari, poți să le spui, ai dreptul la protest, ai dreptul la liberă exprimare, dar nu-i poți bate. Dar el îl apucă de mânică pe Litvinenko, oameni buni. Litvinenko, vină la bel și dă-i capul în jos, noi te susținem, Litvinenko. Te susține ministrul justiției, vine și dă-i capul în jos. E greu să lucrezi cu sistemul corupt și putred, cum v-am spus ieri de Dodon. Cine îl judecă pe Dodon, oameni buni? Sistemul lui? Sistemul lui îl judecă pe Dodon? Dodon deja a câștigat dosarul. Și așa este ședință așa. Fac bani judecătorii, fac bani că au ședință, ca să le dăm de lucru. Fac bani avocații lui Dodon. Că acolo e postul rusul și Ion Văzdoagă. Ion Văzdoagă îl apără pe Dodon. Ion Văzdoagă îl apără pe Galina Dodonu, o apără pe femeia sa lui Dodon. Ion Văzdoagă îl apără pe Chirtoacă. Pe toți îi apără. Înțelegeți ori nu? Sistemul e putred, e corupt. Care ați nimerit în capcana asta, Doamne ferește? Care nimeriți în capcana sistemului? Îi Doamne ferește, lupta e foarte grea, dar trebuie noi, poporul, trebuie să deschidem ochii la lumea ceilaltă, să înțeleagă că ei sunt în slujba cetățeanului, nu noi în slujba lor. Ei, datorită la dosarele noastre fabricate, ei iau de lucru. Ei prinesc leafa de 30.000 de lei, ei prinesc culioașe cu dani. Că sistemul se luptă între dânsii și ei prinesc dani, că prinesc cumpără mașini.
cateduri, case de milioane pe la România, copiii învață toți la România, cu apartamente cumpărate, cu 120.000 de euro, dar vor numai apartamente numai lângă mall la Iași. Nu vor să ducă în altă parte, în afara Iașului. Numai la mall, dar iau câte 120.000 de euro și cumpăr apartamente, cele mai bune, cele mai zvizdoase. Copiii lor cumpără, a judecătorului, a lui Lilia Țurcan. Cine nu știe, ca și e manta lui Gheorgheș, care a fost aici la curtea de apel, Bălți. Lilia Țurcan, de la Dondușeni, Iedineț. Aceea este manta lui Gheorgheș. Gheorgheș a mușat de casă, bea ceai, mănâncă. Cine s-au judeci pe Gheorgheș? Judecătorii ăștia de la curte de apel? Criminalii ăștia? Și? Nu a dus. Cădem la primărie. Cădem la primărie. Mergem la primărie acum să vă arătăm în continuare. Mergem la primărie să vă arătăm. Jos, criminalilor! Amuși vine Roșca afară. Vă arăt Roșca în ce mașină suie, oameni buni. Amușa-l vedeți pe Roșca. Să vedeți Roșca, cel care se acapara cu telefonul, să vedeți în ce mașină suie Roșca. Amușa-l vedeți, vă arăt eu, și Mercedes are el, dacă nu e cu Mercedesul. Toți trebuie să iasă pe ușa asta, doar de-i dau drumul pe din dos, nu știu. Doar de-i dau drumul pe din dos. Îi dau voie să iasă. Amușa să-l vedeți pe Roșca, cel care a acaparat 3 hectare de teren și nu-i ajunge. Cât ai seie cu tine, lipădătură, dar ei fac, îi țin sistemul cu Marcoci împreună, cel de la PAS, care deputat, chipurile pe Bălți, să-ți facă dreptate. Dar el te îngloadă mai tare, Marcoci. Că Marcoci ține mreuă de cealaltă acolo. Amușa să ne ducem la fața locului și să-ți arătăm. Și mreuă de aici, de la Bălți, care nu achită nici un leu, chipurile. Pentru că Roșca le-a dat sediul pe degeaba. La criminali. Ia ca pentru ce vin guvernările, oameni buni. Gde Roșca? Și azi poedem la primărie, și azi poedem la Roșca, tam na roboti. Și azi poedem. Și azi я хочу показать, в какой машине он садится и что он делает. Видишь, примария не приносит документы. Мучайтесь, люди. Не принесли оригинал. Не принесли. Они были, поменяли специально юриста примария. Да. И тот якобы не передал ему, что надо принести оригинал. Представляешь, что творят? В антипуиц? И принесли аж на 17 января. На 17 января. Вот так. Мучайтесь, люди добрые. А что, да? Вы должны, да, мучиться. Вы должны сдать все ваше имущество. Вас не интересует, хотите вы или нет. Сдавайте ваше имущество нам. Мы хотим быть героями. Ай, Рожка, є шафари, Рожка! Бояться выйти, но мы сейчас поедем на примарии. Сразу поедем на примарии. Почему примария не приносит оригинал? А муж сейчас уведет, скорее, Рожка. Есть еще он, Рожка, скорее. Вот юрист примарии. Да ты че на саду с оригиналу, примария? Который не принес оригинальные документы. Да. Да ты Витори сразу сейчас? Да он мне сейчас скину его, и штит орну. Da, reprezentant sunteți, da. Nu are cale de acces. Lumea asta a cumpărat un business și nu au cale de acces. Roșca le-a închis cale de acces, că așa vrea el. Vin și la Ocnița, și la Bălți, și la Nord. Trebuie tăi de distrus, tăi Nord, oameni buni. Trebuie de distrus. Așa care luptăm, distrugem sistemul mafiot. Să-l ajutăm pe Litvinenco să-i poată da capul în jos afară de pescări. Dați-i afară să ducă la CEDO! Așa îmblă procurorii, judecătorii și avocații. Asta e stilul lor de a veni în instanță. Procurorii, judecătorii, avocații. V-am arătat. Geantă frumoasă, săpoști costisitoare, cizme, fustă, și vreți, înțelegeți? Tăt costisitor de model, de la Gucci, de la Bucci, de la Mucci. Dar noi poporul ne închinem și le dăm cu lioașe cu bani. Că ei vin acasă avocații după bani. V-am arătat-o pe Natalia Găină, care își ascunde acum avocata Natalia Găină. Ei soția lui criminalul de Igor Bolocan. Ei este soția. El e anchetător Igor Bolocan. Dar ei soția Natalia Găină. Sub diferite familii de la Botanica. El anchetător la Botanica pe dosare fabricate. Amuși ascund mașinile. Au două mașini. Și le-au ascuns de când eu am arătat
filmările, că ei gândesc așa, a să le meargă, nu va merge. Azi vă arătăm amuși de la fața locului. Cui s-a închis accesul? De ce s-a închis accesul? Da, da. Da, он думает, что он не выйдет. Должен выходить. Куда он денется? Он должен выходить. Сюда и должен выходить. Он и рожка. Як то ли? Он и рожка. Ну и. Вамен бон, интересант. Он и рожка. Он и рожка. Ну и рожка. Их нету там. Таня! Таня! Их там нету! Калт, Бини, да? Куда они вышли? Куда они могут выйти сюда? Это где-то они спрятали, значит. Ай, Рожка, ежа, фары! Может быть, они туда пошли, там, где административный корпус. А ну иди посмотри внутри, да. Где его Мерседес? Есть его Мерседес здесь? Белая машина 560 номер. Белая машина. Да. Я кому же варет Мерседес у Рожка. Чифаши, бандюхани. Бандюхани. Энцележец. А где Мерседес его? А? Где его Мерседес? Нету. Он вышел, он за нами шел. Курте де пел белт. Дистрибуиться вами буню. Аскунс. У ascuns mașina pe unde le dă drumul să iasă? Pe unde le dă voie să iasă? OPG-ul ăsta. Pe unde le dă voie să iasă? Vă dați seama? La curtea de apel Bălți. Hai, ieși, Roșca, încoace! Ieși, lipădătură, oricum eu la Mreu, vin acum și ambuș, acolo avem tot dreptul să protestăm. La Mreu, acolo, la Ștefan cel Mare, 131. Moldova, asta este, sunt curțile de apel, curte de apel Belț, Chișinău, Comrat și Cahul. Patru curți de apel care decid soarta noastră, oameni buni. Ei în loc stau în trei judecători și în loc să ducă dosarele, ei iau culioașele, schimbă dosarele pe culioașe, maculatura pe bănișori, buni. Asta e maculatură, dosarele este maculatură. Oamenii ăștia nu au acces. Ce este? Где кабинет адвокатов? Да, да. Они спрятались там, оба сидят. Я выйдут. Куда? Сняла? Да, конечно. Да. Ай, Рожка, ешка, ища ты куйбарю на курте де пелку примария Белцем преуны. А ты не искали, как чесла вамень. Во, во паре каша, во есть, во спына за ты ку Маркоч. Ну, ну. Маркоч еще укиштигат тоты плиткам Белц, вамень бун. Депутату для пас. Toate plitcă în Belț, Marco ce-o pune. Firma lui a câștigat-o, tot Belțul știe. Все тендеры выигрываете, правильно. Вот они сидят, красавцы, два адвокат и Рожка. Як-то я отправила тебе на вайбер. Да, да, як-то есть. И с ласкун с вами будет, с ласкун за коло, что стал, ну есы. Хай, Рожка, ешь афары. Хай, ешит, ешит, липадатурлор, ешит. Ieșiți că ați fabricat aici împreună cu primăria 3 hectare de pământ. Jumate de sotă nu-i dă voie să iasă oamenii. O pus acces interzis, o pus și-o vrut. O tărit oamenii ăștia prin instanță. Nu se mai poate, acum ai tărit executorii. Că pierzi tot din mâinile lui Roșca, n-ai de unde câștiga. Acolo e Marco ce lângă dânsul. El s-o lichit, ba de PD, ba de PAS, ba de toate guvernările. Roșca se lichiește și face ce vrea. Hai, Roșca, ieși, Roșca, давай, ieși de aici. La ședința trecută его не было. И адвокат. То меняются ședințele, то. И адвокат Телеба, они спрятались оба, сидят в кабинете. Да. Хайди, ешиц, ешиц. Да. Зайди туда, в самый конец слева. Да, я знаю, знаю где. Потому что не знаю, пустят нас или нет. Да. Цележец фужи, соскунди, 3 хектара де пământ. Eu luat la doamna asta jumătate de sotă să-i dăie să meargă, nu-i de voi. Nu-i de voi. Ia-mi deschideți. Deschideți. Unde, în coașă? Da, da. Deschideți înăuntru.
jumătate de sotă să-i dea teren la doamna asta, nu-i dă. Nu-i dă. Înțelegeți că te-l s-au ascuns aici, așa de. Ieși din vizuină, crâsa, ieși. Nu, și nu, 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 da, nu trebuie să ne dați acordul, sunteți avocată. Suntem în... Suntem în... Intenția noastră acum care e? El să iasă afară. Eu stau clientul, discut, noi avem alte chestii. Da, aveți discutat? Hai că noi vă așteptăm afară, da. Da, hai că datorită ție a fi protest la curte de apel Bălți. Hai că datorită, că vedeți, unii s-au ascuns. N-are pe altă parte când ieși. Și noi, noi oricum să protestăm... Încă și-o tine la firma, mă, și acolo ne ducem. Stână, da, stână, закрываю кисть, видите, потому что... Да, по ялику, ялику, ялику пасу, ялику пасу. Ялику пасу, ялику пасу. Ялику пасу, ялику пасу, ялику пасу. Да. Всех разоблачим. И Маркоча, всех увидишь, всех очистим. Скажите мне, пожалуйста, все на чистую воду выйдете. Мы махинаторы. Это ты себя строишь, знаешь, здесь жертву. Да я луи. Да, да я луи. Я луи. Администратор де инсольвенция. А еще есть администратор де инсольвенция. Да. Да. 100.000 de euro, da. Dă-mi încă 100.000 de euro. Hai, dă-mi cu așa. Dă să vadă lumea. Dă deschis să vadă lumea. Tu le-ai închis accesul. Cât hectare de pământ îți trebuie să ai să iei cu tine? Cât hectare de pământ ai să iei cu tine? Cât hectare? Cât m-a dat atâta și eu. Da, fix așa. 2 pe 1. Da. 2 pe 1, da. Super. 2 pe 1. Da, vrei să-mi dai 100.000 de euro? Dă-le încoace, că eu le iau, că este le iau. Nici o problemă. Dă-le încoace, dar nu le dă. Îi grăiesc, îi grăiesc, îmi dau un leu. Aici nu dau un leu, aici eu tăt. Cu Marcoci. Noi am încercat și la primărie și la business-ul tău, venim. Arătăm la lume, da. Cu Marcoci împreună. Da, da, da. Așteptați-mă, că eu am vin, da. Întâi la primărie și pe urmă la voi, da. Da, ia că... Corect, corect. Da, prindeți bani. Da, lumea asta săracă, conturile sechestrate. Te-ați sechestrat, prindeți bani? Conturile sechestrate, costă-ți banii, un mic business își facă? Nu-i chip, da. Da, nu-i chip, ectele. Hai că mulți vin acolo, mă aștept cu ceai. Eu vin acolo la... E, dar unde-i Mercedes-ul? Unde-i Mercedes-ul? L-ai dat lui... L-ai dat lui Marcoci? Mercedes-ul l-ai dat lui Marcoci? A? Ți-a luat Marcoci Mercedes-ul? Las că muște arăt eu. Eu arăt amuștete de la olaltă. Nu chinuiți oamenii! Nu chinuiți oamenii! Vedeți, n-are încotro. El știe. El știe că a făcut rău. El știe. Și amuia îi pune sub... Îi pune primărie, îi pune sub tank. Îl pune pe Marcoci așa de la pas sub tank. Te-ți amustau sub tankul lui ea. Înțelegeți că el o mărscă tankul. Eu nu-și vă arăt teritoria, tot vă arăt cum le îngrădește la oameni ăștia accesul și câte amenzi au oamenii ăștia și nu pot merge. Drumul este public în el, o bat, o stuchesc, Doamne ferești ce fac. Înțelegeți? 100.000 de euro. Hai dă banii încoașe. Dă banii să-i împărțim la sărași. 100.000 de euro. Business costă, oameni buni. Business costă și pe dânșii rupi. Pe dânșii rupi. O să vândut Mercedes-ul. Că veni să-ți dat trecut cu Mercedes de Doamne ferește, iectă-li. Amuși vă arăt tot business-ul. Luat și distribuit și eu am să vă arăt tot. Curte de apel Bălți. Jos, mafia! Distribuiți. Vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele, pentru toată susținerea și vă încurajez. Vorbiți. Mai am să vă arăt un caz foarte grav la Botanică. Cum s-au împușcat fratele ei în cvartire la dânsi și acasă, l-au împușcat. Menții de la Botanică, oameni buni. Anul 2022, august. Am să vă arăt ceva grav la Botanică.
Azi trebuie, dar am venit de urgență încoace. Luat și distribuit și venim cu altă știre. Bombe după bombe. Și cine este avocatul? Avocatul-i fiorul, ficiorașul, judecătoarei, nu știu, Luiza Gafton. Luiza Gafton. Acolo este avocatul care vrea să închidă treaba. De acolo la Botanica, nu uitați că este procurorul Denis Poiată, care ne-a fabricat ni dosarul. Și în august, când el revine în funcție, se împușcă omul în casă și se fabrică lui. Nu s-a supus poliției. Omul e mort, gata, nu-i. Tânărul, trebuie să luptăm. Distribuiți, oameni buni.